noi suntem în această perioadă de 21 de zile în locașul Duhului Sfânt, realizând această campanie postul lui Daniel. Este o campanie postul lui Daniel. 21 de zile pentru a avea mintea lui Hristos. Dumneavoastră știți, Duhul Sfânt este lucru cel mai deosebit în viața omului. Când o persoană, toată, orice faptură, are nevoie să fie pecetuită cu Duhul Sfânt. Știți de ce? Pentru că lumea aceasta, mare majoritate persoanelor, caută fericire, pace, în bunuri materiale, în bogăție, într-o plimbare anume, într-o distracție anume, sau într-o relație anume, dar adevărul este, nu găsește. Persoana nu găsește nimic în lumea aceasta. Singurul cel care vă poate aduce pace și bucurie adevărată este Duhul Sfânt. Propriul Domnul Iisus a zis, fără mine nu puteți face nimic. De ce le-a zis, fără mine nu puteți face nimic? Pentru că este propriul Domnul Iisus cel care botează sau pecetluiește persoana cu Duhul Sfânt. Cel care face ca persoana să fie pecetluită cu Duhul Sfânt este propriu Domnul Iisus. Atunci când o persoană îl caută pe Dumnezeu din tot sufletul și vrea o viață nouă, vrea o viață adevărată, transformată, doar Duhul Sfânt poate să realizeze aceste lucruri. De aceea, noi realizăm o campanie, un post, postul al lui Daniel, 21 de zile, pentru pecetluire cu Duhul Sfânt, ca dumneavoastră să aveți Duhul Sfânt. Și poate mă întrebați, părinte, cum este acest post? Urmăriți aceste video să înțelegeți mai bine. De ce avem nevoie de Duhul Sfânt? Printre numeroasele motive pentru care avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt, se numără siguranța mântuirii veșnice a sufletului, siguranța că Dumnezeu, Tatăl Domnului Iisus Hristos, este și Tatăl nostru și convingerea că într-o zi vom fi cu El pentru totdeauna. Aceste garanții pot fi date doar de Duhul lui Dumnezeu înăuntru nostru. Duhul Sfânt este atât de important în lucrarea mântuirii, încât în scrisoarea sa către creștinii nou convertiți din păgânismul roman, apostolul condus de Duhul lui Dumnezeu a spus următoarele: dar voi nu sunteți în carne, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Iar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acesta nu este a lui. Botezul cu Duhul Sfânt nu este o chestiune de alegere sau condiție pentru a fi membru, colaborator, preot sau episcop al unei adunări. Nu, de o mie de ori nu. Este condiția obligatorie să fii membru al trupului lui Hristos, adică să fii mântuit. Postul lui Daniel, 21 de zile pentru a fi pe placul lui Dumnezeu, pentru pogorârea Duhului Sfânt. Participă și tu într-unul din locașurile Duhului Sfânt din țară sau la Catedrala Credinței din București, în sectorul 2, pe șoseaua Fundeni, numărul 11, vis-a-vis de Penny Market. Atunci, dumneavoastră, ați să înțelegi acest post. Este ceva foarte deosebit pentru că nu este un post negru. Este un post de informații, orice informație, orice informație lumește. Dumneavoastră veți renunța la orice informație ca să vă conectați cu Dumnezeu. Bineînțeles, dacă persoana lucrează cu internetul și persoana are nevoie să acceseze internetul, să facă o căutare anume sau pentru muncă, nu e problemă. Nu e problemă. Dar dacă persoana intră și face ceva în legătură cu muncă, ea să facă, dar să nu acceseze mai multe informații. Acesta e scopul. Persoana să nu acceseze mai multe informații și atunci să se umplă cu informațiile lumești și să uite de Dumnezeu. Nu. Perioada aceasta, noi ne vom scufunda, putem spune așa, în apele Duhului, în mintea lui Hristos, ca atunci, odată în care veți avea mintea lui Hristos, mintea lui Dumnezeu, să aveți o viață nouă. Participați și dumneavoastră la postul lui Daniel. A fost o mare plăcere să stau aici, ca Duhul lui Dumnezeu să vă lumineze. Vă așteptăm
aici la catedrală, să fiți toți binecuvântați, la revedere, pe curând, numai bine!